Presiunea a fost acolo din prima zi. M-am născut cu presiune. Fie că am vrut, fie că n-am vrut, presiunea e acolo. Noi rezultatele pe care am avut, le-am avut mereu din suferință. N-ai succes doar așa. Ai succes plecând. E momentul nostru, e drumul nostru, nu-l scrie nimeni pentru noi, îl scriem noi! Nu care cumva să vă pe cineva cu teamă! N-ați avut căldura poate care o așteptați, n-ați avut încrederea care poate o meritați! Sunt răi, suntem și mai răi și ducem pentru România 3 puncte! Casa lor, o facem a noastră dacă trebuie! Suntem o echipă mică, cum spun toți. Aveți încredere în noi, pentru că alții nu aveți. Dacă aveți alții, de ce nu chemați alții? Credeți în noi! Noi, ca și jucători, am fost criticați, dar mister, cred că a fost săracul cel mai criticat dintre toți și făcut varză de toată lumea. Dar așteptăm să-i dăm timp, Iordănescu. Cât timp să mai dăm oameni buni? Atunci când lupți și nu cedezi, când crezi până la final, ai puterea să muți munți. Minunată pasă, Mihailă! 2-2! Există minuni! Ăla a fost momentul de renaștere, știi? Pentru național. Nu doar pentru generația asta de puști. Bravo, băi Ianis! Bravo, copile!